Și inflația, adică se face în circulele noastre, circulă două definiții ale inflației, să dăm o definiție. Este o dată mărirea masei monetare sau este creșterea generalizată a prețurilor? Noi o folosim Primul. creșterea masei monetare. Este mai departe. Dacă e o creștere generalizată a prețurilor, noi i-am zice, ca să diferențiem, noi i-am zice creșterea prețurilor. Nu, dacă ar fi Și oricum, pe lanțul cauzal ar fi inflația, așa cum o înțelege mainstream-ul acum, se mai creșterea prețurilor, e a doua definiție. este cauzată de inflația pe care o spunem aici, anume creșterea masei monetare. Exact. Da, și asta se explică și în capitol și asta vrem noi să explicăm aici, apropo de fundamente. Deci, că și Rothbard o ia de la Ana și Caiaf. Ce e un ban? Păi un ban este orice bun pe care îl aleg oamenii pentru schimburi între ei. Și îl aleg pentru că își păstrează valoarea, este dorit de alții, deci poate să-l pasezi ușor. Ușor Ca de să nu... transportat, de vizibil. Exact. După care, pe acest fundament sănătos într-o piață liberă între oameni în care își aleg ce vor ei ca bani, deasupra ai statul care își arogă și instituie el un monopol, numai eu mă ocup de bani. După care, istoric, oamenii foloseau aur și argint. Și statele au plecat de pe standardul de aur și argint ca să trece repede prin fundamentele astea. Și se ocupă de masa monetară. Cine poate să crească masa monetară? Numai statul poate să crească masa monetară. De ce? În funcție de, în principal, interesele politice și economice de moment.